Ticălosul monah pe nume Teofan Scară înfățișeza dumnezeștilor daruri care prin cercare s-a cunoscut de purtătorii de duh. Treapta întâi, urcușul dumnezeiesc. Treapta a doua, rugăciunea curată. Treapta a treia, căldura inimii. Treapta a patra, sfânta lucrare. Treapta a cincea, lacrimile inimii. Treapta a șasea, pacea gândurilor. Treapta a șaptea, contemplarea tainelor. Treapta a opta, strălucirea străină. Treapta a noua, luminarea inimii. Treapta a zecea, desăvârșirea. Mai întâi, rugăciunea preacurată pornește, dintr-o care o anumită căldură se ivește. După aceea e străina și sfânta lucrare, apoi lacrima dumnezeiască a inimii izvorăște. După ea, o pace dinspre mulțimea gândurilor toate, dintre care a minții curăție o drăslește, cu vederea tainelor celor prea înalte. Și în negrăit chip după aceasta o strălucire străină, iar din ea a inimii nedestăinuită lumină. Și de aci mai departe, desăvârșirea nesfârșită, că treapta aceasta are o lățime nețărmurită, măcar că dintr-un stihie doar alcătuită. Așa, la începutul scării, pe cea mai de jos treaptă, numai curata rugăciune vedem că se arată. Dar ea este de foarte multe feluri și pe acestea toate de-ai vrea să le numeri, la mare lungime cuvântul s-ar întinde. Același lucru să-l cugeți despre toate iubite, dar dascăl în ele e numai cercarea mai sus de cuvinte. Scara ce crește spre vârf într-un chip atât de ciudat e o zecime de trepte, o înviorare a vieții în chip minunat. O zecime de trepte ce vestejește viața din suflet. Ca unul din purtătorii de duh zice nouă așa, cel ce nu ostenește aci viața să agonisească, cu deșartă îndejde să nu se amăgească. Pe sine, ca prea aceasta dincolo o va lua, 10 trepte filozofia îndumnezeirii, 10 trepte rodul scripturilor toate, 10 trepte descoperirea desăvârșirii, 10 trepte înspre ceruri urcate, 10 trepte ce fac să vedem pe Dumnezeu. Scara prea scurtă ne pare, luată într-o lungul său. În inimă însă, cu ea de va face omul cercare, o bogăție neîncăpută în lume pentru el va afla, un izvor dumnezeiesc, izvorând străină viață. Că scara aceasta ne este o învățătură măreață. Bine e măsurile sale fiecare să-și vadă în gând, scara cea cu 10 daruri culoarea minte privind. De socotești ca statornic stai și tu pe ea, spune-ne, pe care din trepte tu te descoperi asta, spre folosire și nouă celor ce suntem departe de ea, însă de vrei să înveți de preț despre acestea ceva, lasă grija de lucrurile toate, de cele fără de rost, cât și de cele binecuvântate. Că fără lepădarea de grijă nimic nu poți învăța și doar din cercare, nu din vorbă vine această cunoștință, iar pentru ținerea de minte îți dau acum spre știință, cuvântul acesta, păstrat de la sfinții purtători de Dumnezeu, deși el cu greu va pătrunde până într-o auzul tău. Cel ce nu se află pe vreuna din treptele ce s-au amintit sau nu totdeauna spre aceasta cu gândul s-a străduit, în clipele morții lui și în cumpăna de reposare, va fi de spaimă cuprins, cu tremuri de înfricoșare, și străin nu va fi de groaza din urmă cea mare. Stihurile mi s-au sfârșit într-un cuvânt înfricoșat, dar e de mare folos dacă așa s-a întâmplat, că cei ce nu se căiesc și nu fac cele bune, dintre care primul sunt eu, sărman de mine, pricină mare o să se teamă, precum se cuvine, iar cel ce are urechi de auzit, să audă bine. Auzi și înțelege și tu, cel ce pe acestea le-ai scris, cum de îndrăznit acestea de le-ai zis, om care nu ai din ele nimică, cum de nu te-ai temut să înveți despre ele fără frică? N-ai auzit oare de Zan și de cele ce el a pătimit, când a cutezat să ridice chivotul cel dumnezeiesc, că nu spre învățătura altora în chipul acesta grăiesc? Ci ca pe mine însumi mai greu să mă osândesc, cunoscând cununile înalte ale celor ce se nevoiesc
și cum numai eu, întru toate, singur de rod mă lipsesc. Stihuirea românească de monahul Agaton. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.